Bine, v-am găsit la o nouă lecție de pregătire pentru evaluarea națională. Astăzi aș vrea să discutăm împreună testul 6 de antrenament care tocmai a apărut. Sper că începeți cu lectura textelor. Eu voi trece direct la rezolvarea exercițiilor. Exercițiul 1 de la literatură A1. Notează din textul 2 nume la două personaje de bază. În textul 2 sunt numite trei personaje de bază și acestea sunt Făt Frumos. Descrieți exact ca acolo, Făt Frumos cu litere mari, Ilana Cosânzeana apare și zmeul. E suficient să avem două nume a unor personaje din basm. Deci, mai departe, la exercițiul 2, este o grilă, casa din pădure este. Și întrebarea aceasta se referă la primul text. Casa din pădure este a unor bandiți. Varianta corectă este D. 3. Sif le spune colegilor surorii sale, dacă ați citit textul al doilea, ați observat că el le spune povești auzite în tabără, adică este vorba de varianta B. 4. Ultima grilă de la literatură. Sunt foarte simple grilele acestea. Vocea din care se aude la difuzor este... Vocea este a directoarei, directoarea școlii. Varianta corectă este tot B și aici. La 5 știți că trebuie să alegem variantă corectă și incorrectă. Prima afirmație este următoarea. Hangiul se pregătește cum se cuvine pentru a primi alaiul împărătesc. Afirmația este corectă. Dacă vă uitați la primul text, când a sosit aliniatul 2, când a sosit vestea că împăratul va trece cu tot alaiul său prin acele locuri, hangiul a scos din beci vinul cel mai bun, iar hangița s-a împodobit cu cele mai scumpe găteli, dar frumusețea ei pălea în fața floriței, care chiar și îmbrăcat în haine de rând a cucerit pe loc inimile aleșilor oaspeți. Dar hangiul s-a pregătit, cum se cuvine, pentru a primi alaiul împărătesc și atunci afirmația este corectă. A doua, le voi numerota. Cocoșatului îi se reproșează că mâncarea e prea sărată sau prea piperată. E vorba tot de textul 1 și dacă vă uitați înaintea dialogului, înaintea replicii pe care cocoșatului o spune Floriței, ni se spune așa, căci nu le plăcea mâncarea care ieșea ba prea sărată, ba prea piperată. Afirmația și aceasta este corectă. Corect, o să spun doar corect. 3. A treia afirmație. Bandiții respectă condițiile puse de Florița și devin oameni mai buni. Se vede în final, în finalul textului 1, bandiții au rămas cu gura căscată, apoi s-au arătat bucuroși să o primească pe Florița în casa lor, iar din acea zi nu s-au mai dus la furat. Afirmația e corectă. 4. Bunicii îi face plăcere să participe la orele clasei 1 de... Ne uităm cu atenție la textul al doilea, rândul 5. Iar eu mi-am început orele în clasa 1 cu o plăcere nespusă. Cu o plăcere nespusă, adică chiar îi plăcea să participe la ore, afirmația este corectă. 5. Domnul Kessler este directorul școlii, incorrect, școala are o directoare. Și ultima, a șasea afirmație, Ana i-a făcut pe tablă portretul bunicii. Nu, pe tablă îi desenează crenguțele. Afirmație incorrectă. Crenguțele prin care definesc personajele acelea de bază. Trecem mai departe la exercițiul 6, care e puțin diferit față de ceea ce ne așteptam noi. Precizează o trăsătură a tiparului narrativ, ilustrând-o cu o secvență din text. O trăsătură a tiparului narrativ poate fi, de exemplu, prezența naratorului sau acțiunea sau prezența personajelor. Și e vorba de... sau prezența indicilor spațiotemporale. E vorba de textul 1 și putem să răspundem așa. O trăsătură a tiparului narrativ... o reprezintă prezența naratorului. În textul 1, naratorul este... Vedeți că narațiunea se realizează la persoana a treia și atunci naratorul este obiectiv, relatând
evenimentele la persoana a treia, virgulă, așa cum se observă în secvența, două puncte, și dăm un citat din text. Un citat nu foarte lung. Toți drumeții care poposeau o îndrăgeau pe fată. E un citat din primul aliniat. Care poposeau o îndrăgeau pe fată. Închidem ghilimelele și punct. Puteți să răspundeți și referindu-vă la indicii spațiotemporali, cuvinte sau grupuri de cuvinte care se referă la spațiu sau la timp, puteți să vă referiți și la personaje, și la acțiune, la evenimente, la desfășurarea acțiunii, utilizarea înlănțuirii ca mijloc de legare a întâmplărilor. Și așa mai departe. Nu e greu. Aici răspunsul trebuie să fie scurt, în câteva enunțuri. Vă gândiți la ceea ce înseamnă textul narrativ. O să șterg de sus și trecem mai departe la 7. Și cerința de la 7 este următoarea. Prezintă în 30-70 de cuvinte un element de conținut comun celor două texte date, valorificând câte o secvență din fiecare text. Elementul de conținut comun prezent în cele două texte, elementul de conținut comun, îl reprezintă basmul. În primul text este vorba, este chiar un basm în care ni se povestește o întâmplare asemănătoare cu și cu alte basme celebre internaționale, dar e o întâmplare care o are ca personaj principal pe Florița. Florița este o fată crescută de un hangiu, la casa unui hangiu, și ea devine foarte frumoasă și atunci când crește mare, hangița, soția hangiului, simte că e într-un soi de concurență cu Florița și o alungă de acasă pentru că e foarte frumoasă. Dar ea este, viața ei este în pericol pentru că baba Cloanța primește ordin din partea hangiței să-i scoată ochii și să o lase singură în pădure, dar baba Cloanța o lasă să trăiască și ajunge la casa bandiților, muncește și le face mâncare și le face curat și aceștia își schimbă comportamentul, decid să nu se mai ducă la furat. În textul al doilea se povestește o altă întâmplare, dar apar și elemente specifice basmului pentru că fratele Anei merge la copii și le spune povești basme pe care le-a auzit, pe care le-a aflat în tabără. Și voi citi un fragment din textul al doilea. Ții minte poveștile de astăvară din tabără? Ce-ar fi să vă duceți amândoi în clasa Anei și să le spuneți și copiilor? Ideea le-a plăcut și au pornit amândoi de mână, fără să se uite înapoi. Era vorba de două basme adorabile, povestite de profesorul Constantin Kessler. În primul, un vrăjitor i-a prefăcut pe Făt Frumos, pe Ileana Cosânzeana și pe Zmeu în trei crenguțe pe care le-a băgat în sacul lui. Hai să le desenăm, după ce recunoașteți cine e fiecare crenguță. Desigur, Ileana era o floricică, Făt Frumos o creangă dreaptă, iar Zmeul un scaiete țepos. Aici apare basmul în textul al doilea. Răspunsul e ușor. Nu trebuie să dați atâtea detalii cât am dat eu, dar spuneți că elementul de conținut comun reprezintă basmul și arătați cum apare basmul în cele două texte, asigurându-vă că nu depășiți limita maximă de 70 de cuvinte. La exercițiul 8. Crezi că poveștile au farmec la orice vârstă? Motivează-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte, valorificând textul al doilea. Și aici trebuie să scrieți întâi opinia voastră și apoi argumentarea. Și opinia ar putea suna cam așa. Din punctul meu de vedere, virgulă, și acum ne uităm la cerință, poveștile au farmec la orice vârstă, virgulă, deoarece oamenii au fost întotdeauna atrași
de lumea ficțiunii, virgulă, de puterea imaginației. O opinie generală. Și acum aplicăm pe text. În fragmentul selectat din Călătorie în jurul casei mele, scriem și autorul, de Adina Nanu, se observă faptul că atunci când cei doi copii, e vorba de Ana și fratele său mai mare, virgulă, că am închis poziția, deci, în fragmentul selectat din Călătorie în jurul casei mele de Adina Nanu, se observă fragmentul că atunci când cei doi copii, Ana și fratele său mai mare, povestesc, le povestesc colegilor Anei basmele auzite în tabără, ce se întâmplă când le povestesc? Copiii sunt foarte încântați, iar povestirea aceasta are un mare succes. Copiii sunt foarte încântați, și mai departe, mă uit la ultimul paragraf. Ana a desenat pe tablă crenguțe și prăjiturele, iar copiii au fost încântați să asculte basme în loc de lecții. Prima sonerie de recreație nici nu a fost luată în seamă. După a doua, Sif a declarat că mai știe și alte povești și a ținut-o așa până la ora plecării acasă. Și o să scriem ideile acestea. Deci copiii sunt foarte încântați. Aceștia nu iau în seamă soneria, iar Sif le povestește basme până la încheierea programului. Programului școlar. Virgulă, întreaga activitate fiind un succes. Vedeți că nu am dat citate, dar am făcut referiri la text. Nu e nevoie să dați citate. Bun. Trecem mai departe la exercițiul 9. Și 9 spune așa. E diferit puțin și 9 față de celelalte exerciții cu care ne-am obișnuit până acum. Asociază fragmentul din Florița din Codru, adică primul text, cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând în 50-100 de cuvinte un personaj asemănător prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. De data aceasta nu e vorba de temă sau valoare culturală, ci e vorba de prezentarea unui personaj asemănător și punând în evidență o asemănare a celor două personaje, a Floriței și un alt personaj. Florița, trebuie să vă gândiți în primul rând cum este Florița în textul acesta. Ea este o fată, pe lângă faptul că e o fată foarte frumoasă, este o fată muncitoare, foarte muncitoare, pentru că atunci când îl întâlnește pe Cocoșat, îl ajută și îl ajută să facă curățenie, să facă de mâncare și este și foarte curajoasă, pentru că ea se ridică, iese de sub pat când îi întâlnește pe bandiți, și le vorbește deschis. Le spune, nu vă mai certați, le-a strigat Florica, ieșind din ascunzătoarea ei. Dacă de acum încolo vă purtați frumos și nu mai mergeți la furat, vă voi găti în fiecare zi. Și
îi convinge, reușește să-i convingă prin ceea ce spune, adică e foarte puternică. Și acum trebuie să asociați cu un alt text în care aveți un personaj asemănător. Un personaj asemănător la care m-am gândit eu prima dată este Mara de Slavici. Mara este un personaj feminin foarte puternic. Ea este o femeie singură, dar care muncește foarte mult și are grijă de copiii ei. E și o mamă devotată. Se gândește întotdeauna la binele copiilor ei și îi crește cu multă iubire. Alte personaje feminine care sunt la fel puternice sau care au curaj, care îndrăznesc, sunt, de exemplu, Matilda, Harriet, din Harriet spionează. Și Matilda este puternică, pentru că și ea o înfruntă pe directoarea școlii, își înfruntă chiar și părinții atunci când nu îi dau sfaturi bune sau atunci când îi cer lucruri pe care nu vrea să le realizeze, pentru că nu îi fac bine. Da, de exemplu, îi spune tatălui ei că, da, când tatăl ei spune că vrea să se uite la când tatăl ei cere de fapt să se uite la televizor și nu să citească o carte, ea nu-l ascultă. Și sunt convinsă că știți și alte exemple din Matilda. La fel și Harriet este o fată foarte, foarte puternică care știe ce vrea. Florița este și bună, este și muncitoare. Dacă aveți exemple de alte personaje feminine, la fel de serioase și muncitoare, le puteți folosi în asocierea voastră. Eu aș asocia, v-am spus, fie cu Mara, fie cu Matilda, fie cu, fie cu Harriet, sunt primele nume care îmi vin în minte. Cu siguranță aveți și alte exemple. Sigur că vă puteți referi și la personaje din basme, de exemplu, din basmul Zâna Munților. Da? Zâna Munților este un personaj care seamănă cu Florița. Și ea se angajează la curte și muncește deghizându-se într-un alt personaj. Și e foarte serioasă și foarte muncitoare și impresionează pe toți cei de la curte, inclusiv pe împărăteasă. Haideți să trecem mai departe la exercițiile de gramatică. Voi șterge exercițiul 8. Până acum nu a fost nimic greu în testul acesta. Să vedem exercițiile de gramatică. Trecem așadar la B1. În enunțul, chiar ce ne-am face, mi-a venit atunci ideea salvatoare. Sunt 2, 3, 4 sau 5 diftongi. Voi scrie enunțul și identificăm împreună diftongii. Chiar virgulă, ce ne-am face? Sunt întrebări. Mi-a venit atunci ideea salvatoare. Cuvintele cu diftong sunt următoarele. În chiar nu există diftong. Aici nu avem de-a face cu un diftong pentru că există chi. Ce ne-am face, ne-am, aici avem un diftong, a e vocală, e semivocală, face nu, mia este o silabă, a vocală, i semivocală, până acum doi diftongi, venit nu, atunci nu, ideea, ideea, ideea diftong, salvatoare. Sunt patru cuvinte cu diftong. Varianta corectă la 1 este C. Mai departe la 2. Seria care conține doar cuvinte compuse este A. Baba Cloanța Luminiș. Baba Cloanța este compus, dar Luminiș nu este. Este derivat cu sufixul iș. B. 12 deoarece. 12 e compus, deoarece e compus. Varianta corectă este B. Dacă vă uitați mai departe, hangița este derivat, la ce învățătoarea este derivat, salvatoarea este derivat. 3. Sensul structurii subliniate în enunțul împreună au pus la cale alte blestemății este, au pus la cale, adică au planificat. Varianta corectă e C. 4. Există o relație de polisemie între cuvintele subliniate în enunțurile din seria. La A. N-a vrut să mai meargă decât cu mine de mână, cumpăr niște mine de pix. Aici e vorba de omonimie. Sunt omonime cuvintele acestea. B. Deci varianta nu e bună. A refuzat să rămână singură în bancă, a făcut împrumut la bancă. Iarăși sunt omonime, cuvintele sunt identice, dar au sensuri cu totul diferite. C. Unde o căprioară le-a tăiat calea, piatra căzută în lac a făcut multe unde. Tot omonime sunt și acestea. D. Fata a mers
ce a mers. Radioul merge într-una, de ieri pe același post. Varianta corectă este D. A merge aici. Aici e vorba de două sensuri ale cuvântului polisemantic a merge. 5. Selectează din secvența următoare trei adjective aflate la grade de comparație diferite pe care le vei preciza. Și a întrebat din nou oglinda, dar răspunsul a fost același, că Florița este cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă este la superlativ, relativ de superioritate. Iar învățătoarea foarte tânără n-a zis nimic, ne-am zâmbit reciproc. Foarte tânără, superlativ, absolut, 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 atenție cum scrieți, de superioritate. Superlativ, absolut de superioritate și ca să-l cheme pe fratele mai mare din clasa a treia. Mai mare, comparativ, de superioritate. 6. Era ușor la 5. Alcătuiește un enunț exclamativ în care cuvântul care are funcția sintactică de subiect în enunțul prima sonerie de recreație nici nu a fost luată în seamă să fie atribut. Subiectul este, punem întrebarea cine predicatului, cine nu a fost luată în seamă? Soneria. Soneria este subiect, acolo apare sonerie nearticulat și trebuie să construim un enunț exclamativ în care să fie acest cuvânt să fie atribut. De exemplu, vai, sunetul soneriei nu s-a auzit. Cine nu s-a auzit? Sunetul? Sunetul al cui sunet? Al soneriei, atribut. 7. Îl voi scrie pe 7 sus, pentru că trebuie să analizăm fraza. Și aici trebuie să transcriem propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora. Voi scrie fraza întreagă. Copiii din jur m-au acceptat firesc. Ca pe bunica lor de acasă, cerându-mi să le liniez și lor caietele, să șterg cu guma. Întâi căutăm predicatele și acestea sunt: au acceptat, copiii din jur m-au acceptat firesc, ca pe bunica lor de acasă, cerând, nu e predicat pentru că este verb la gerunziu, să liniez și să șterg. Și despărțim fraza în trei propoziții. Prima este, copiii din jur m-au acceptat firesc, ca pe bunica lor de acasă, cerându-mi, 1, să le liniez și lor caietele, 2, să șterg cu guma, 3. Prima propoziție este propoziție principală. A doua, cerându-mi ceva, cerându-mi ce, să le liniez și lor caietele, este completivă directă. Și a treia, să șterg cu guma, cerându-mi ce, să șterg cu guma, este tot completivă directă. Între cele două există un raport de coordonare prin juxtapunere. Vedeți virgula aceea între pe 2 și pe 3. Și mai avem pe 8. Acolo unde trebuie să corectăm greșelile dintr-un enunț. Și enunțul este următorul. Voi citi direct corectat. Mi-ar plăcea,
plăcea, nu place, să nu fii cu doi i, indiferent la valorile din basmele create cu un singur e, de autorii, e corect, noștri, e corect, preferați, e corect. Sunt trei greșeli aici, voi scrie doar cuvintele unde apar greșeli. Mi-ar plăcea să nu fii indiferent cu doi i la fi la valorile din basmele create de autorii noștri preferați. Sunt doar trei greșeli aici de data aceasta. La subiectul al doilea îmi se cere caracterizarea. Scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să o caracterizezi pe Florița, personajul din textul 1. În redactarea caracterizării vei avea în vedere precizarea două date de identificare: nume, vârstă, ocupație, origine, portret fizic. Numirea două trăsături morale ale personajului, ilustrarea două mijloace de caracterizare prin câte o secvență comentată și corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului. Cerința este identică cu cea de la simulare și ar trebui să fie ușor, pentru că textul nu e foarte amplu și e ușor de citit. Personajul principal este Florița, în fragmentul selectat. Știm despre ea că a fost găsită în pădure de un hangiu și o hangiță, a fost găsită într-o poiană și că i-a impresionat pe cei doi prin frumusețea ei. Și după ce hangiul s-a sfătuit cu soția lui, au decis să o crească ca pe copilul lor. Și o alintau floarea cea frumoasă de la oamenii, o alintau floarea cea frumoasă de la crâșma din Codru. Și Florița era mai frumoasă decât hangița. Și aici apare conflictul între cele două. Este motivul pentru care apare conflictul. Pentru că frumusețea ei pălea în fața Floriței, care, chiar și îmbrăcată în haine de rând, a cucerit pe loc inimile aleșilor oaspeți. În introducere scrieți câteva lucruri despre Florița, de exemplu faptul că este un personaj feminin, că este un personaj individual, personaj principal în fragmentul selectat din Florița din Codru, basm repovestit de Adina Popescu. Dintre datele de identificare a personajului menționăm faptul că Florița este o fată orfană care a fost crescută de hangiu și hangiță, aceștia găsind-o în pădure și au crescut-o ca pe copilul lor. În ceea ce privește portretul fizic al fetei, știm că ea este de o frumusețe răpitoare, că este numită de oameni floarea cea frumoasă de la crâșma din Codru și de asemenea mai știm că e mai frumoasă decât hangița. Frumusețea hangiței pălește în fața frumuseței Floriței. Trăsături morale acum. Trăsăturile morale le-am menționat și mai devreme când am discutat exercițiul 9. Florița este muncitoare, este curajoasă, este modestă, este puternică. Este curajoasă pentru că îi înfruntă pe bandiți, este muncitoare pentru că le promite acestora să muncească, doar cerându-le să locuiască împreună cu ei și cerându-le de asemenea ca ei să nu mai fure, să nu mai fie bandiți. Asta arată și că este onestă, e cinstită. Este modestă pentru că ea nu știe, ea nu înțelege încă cât de frumoasă este și care e puterea frumuseții ei. Apoi trebuie să prezentați două mijloace de caracterizare și să comentați două secvențe. Și aici trebuie să alegeți un mijloc indirect neapărat de caracterizare, de exemplu, relația cu alte personaje, din relația cu bandiții sau cu cocoșatul. Se vede aici cât de muncitoare este, cât de puternică este. Ea e singură în casa unor străini, în casa unor bandiți, de care cocoșatului e foarte frică și cu toate astea ea iese de sub pat și le vorbește cu mult curaj și dovedind multă putere. Le spune așa: nu vă mai certați, le-a strigat Florița. Dacă de acum încolo vă purtați frumos și nu mai mergeți la furat, vă voi găti în fiecare zi. Ea le face o promisiune, înțelege care e sensibilitatea lor, e și foarte inteligentă și reușește să-i convingă să nu mai meargă la furat. Aceasta e o secvență importantă pe care aș alege să o comentez. O altă secvență importantă ar fi întâlnirea aceea dintre baba Cloanța, Florița și Căprioară, și Căprioara este vrăjită aproape de frumusețea ei și baba Cloanța, care e o vrăjitoare, e rea, și ea este vrăjită și intenția ei se schimbă cu totul atunci când o cunoaște pe Florița și nu îi face rău și o lasă să trăiască și să fie
ea însă și mai departe, nu o rănește niciun fel Baba Cloanța. Și din împrejurarea aceasta pe care iarăși aș comenta-o, și aici e vorba despre tot un mijloc indirect de caracterizare prin atitudinea ei, probabil, prin frumusețea ei, reușește să-i vrăjească pe cei din jurul său. Și apoi trebuie să discutați și o valoare. O valoare pe care o vedem la Florița este onestitatea, cinstea. Pentru că ea le cere bandiților să renunțe la a mai fura și reușește să-i convingă. Și vrea să muncească ea pentru ca ei să nu mai fure, pentru ca ei să nu le mai facă rău altor oameni. Și atunci cinstea, onestitatea sunt valorile Floriței. Încheiați și cu o concluzie și ați finalizat și compunerea. Nu este o compunere dificilă, deși e o compunere de caracterizare, textul e foarte simplu și foarte frumos. Sper că toate aceste sugestii și rezolvări vă ajută. Dacă aveți alte întrebări despre acest test sau despre aceste texte, aștept cu mare drag întrebările voastre în comentarii. Până data viitoare vă doresc numai bine și mult succes în rezolvarea cerințelor și în pregătirea voastră pentru examen.